eram foarte sigură dacă mai știu să mai umblu la cameră. Am o pauză, am luat o pauză destul de mare. Ce bine stau pe asta. E și feng shui așa. E chiar feng shui. Am avut o pauză de la YouTube, dar nu mai stau să vă explic pentru că v-am pus pe stories. Overall, rețineți că bătrânețea nu vine întotdeauna cu cele mai bune efecte și că de asta de mici ne educăm. Practic, cred că părinții atunci când te învață lucruri, te învață lucruri și despre cum să îmbătrânești sănătos, să spun așa, adică să-ți fie bătrânețea liniștită. Dar hai să nu mai vă vorbesc despre lucruri triste și poate nu neapărat triste, dar firești, pentru că știți că viața nu e numai bombonele și chestii dulci. Să vă vorbesc despre lucruri firești, cum ar fi acelea de a te bucura cu adevărat de o sărbătoare, de lucruri cu adevărat personale. Iar din punctul meu de vedere, cred că Crăciunul este printre... Da, vă mai amintiți geaca asta cu glucă? Am purtat-o și în clipurile din toamna trecută, pentru că tot așa, grație minunate administrații a primăriei Bucureștiului sau cine mai fi pe acolo, întotdeauna ne lipsește apa caldă, ne lipsește căldura și așa mai departe. Este drept că este doar 22 octombrie, însă au fost 3 zile consecutive de sub 10 grade noaptea, deci ar fi trebuit acum deja să pornească caloriferele. Cine știe, poate că o să pornească. Bun. Ăsta este un motiv de bucurie, sincer vă spun, mai ales când știi, ai momente de-astea de tristețe, mai ales când eu acum am avut perioada asta, a contat și faptul că știam, băi, o să ajung la un moment dat să pornesc camera de filmat și să desfac chestia asta, pentru că oricâți ani aș avea, așa cum culmea, cred că mai degrabă ai nevoie de părinți mai la maturitate decât simți că ai nevoie atunci când ești copil. Așa și de surprize de astea de Moș Crăciun e nevoie oricând. E drept, o să ziceți octombrie, Crăciun, da, ăsta este un advent calendar. Advent calendarul ce înseamnă de fapt? Este un fel de cadou format din mai multe cadouri, fiecare numerotat, și începi de pe 1 decembrie, astfel încât ai 24 de cadouri. Până când ajungi în ajunul de Crăciun, ai desfăcut deja toate. Cred că îmi vine niște lumină în ochi, pentru că se reflectă o lumină într-un parbriz, care mie vine acum direct în ochi. De-aia tot fac așa și mă uit. Cred că am să trag un pic perteaua. Să vedem, poate se mută un pic soarele ăsta. Și vorbim aici și de un brand foarte mișto, The Body Shop, și cred că nici întâmplător nu mă vedeți voi cu căciulița asta, cu gluga asta cu urechiuțe, care apropo o am cadou de la o prietenă de-a mea care iubește foarte mult animale, le iubește în mod real, că nu doar de... Știți, animalele nu sunt niște jucării sau niște auxiliare așa în casă, sunt niște vietăți de la care noi avem ce învăța. Știți de ce? Pentru că animalele n-au făcut nimic rău planetei. Animalele nu au poluat, animalele n-au tăiat păduri, animalele nu fac război, animalele nu fac nimic. Ei, și The Body Shop este printre companiile care susține foarte mult mișcarea aceasta de cruelty free și nu doar o susține așa că e ușor tot să faci lozinci, ci chiar faci niște lucruri. Susține comunități, a susținut acea cauză foarte puternică pentru a combate testarea pe animale și cam toate produsele lor sunt făcute cu foarte mult respect față de natură și față de animale. Nu mai trebuie să vă povestesc eu acum. Ei au atâtea acțiuni și atâtea lucruri pe care puteți să mergeți să le vedeți pe site-urile lor sau pur și simplu să căutați pe YouTube dacă veți căuta The Body Shop sau am uitat, îi uit mereu numele fondatoarei The Body Shop, pentru că dacă o auziți pe ea, e o tipă cu părul creț așa vâlvâi și foarte agitată, după ce o asculți pe ea îți dai seama că e cam greu să știi să mintă după aia, pentru că așa văd foarte multe persoane stând la tot felul de microfoane de alea oficiale și spunând facem totul pentru, dar nu știu de fapt cât se întâmplă sau așa, văd foarte multe persoane care se
dau vegane sau vai mari iubitoare de animale și nu știu ce, dar de fapt poartă haine de blană, poartă poșete și accesorii de la branduri care numai cruelty free nu sunt, ci care o moară, se cheamă, fără milă și fără niciun fel de respect animalele. Nu spun acum, nu sunt o ipocrită, nu să vă spun, vai, dar eu n-am mâncat niciodată carne, eu n-am purtat niciodată o pereche de pantofi, dar nu la modul acesta expansiv și să o prezint ca atare. Adică, vai, ce mândră sunt că am nu știu ce poșetă sau nu știu ce haină de blană sau așa. Nu. Niciun caz. Pe de altă parte, da, trebuie să consumăm și produse de origine animală, care chiar este indicat, însă totul cu măsură și nu cu exces. Asta e problema, că se face foarte mult exces, dar să revenim la acest excesiv advent calendar. Oare să mai zic și despre The Body Shop? Am cunoscut brandul The Body Shop, doamne, cred că acum peste 20 de ani, cu gama vitamin E. Cam asta a fost și cel puțin cu acest spray. Nu mai știu când l-am cumpărat prima dată, dar o să zic că de când l-am cumpărat el nu mi-a mai lipsit din trusa mea, să zic. Nici nu aveam blog, cred că, pe vremea aia. Mai puțin, oricum, primul produs cu vitamina E cred că nici nu mai există. Era o butelcă mare de cremă de corp, care nu cred că mai există acum sortimentul de Body Shop, că n-am mai. Bun, și acum, la un moment dat, am primit și din partea lor acest gel mist. Deci este același facial mist, doar sub formă de gel. Bun. Așa că sunteți curioși să deschideți asta? Și eu sunt foarte curioasă. Să știți că am fost foarte cu minte. Adică n-am fost să desfac înainte, deci exact ce desfac acum. Ia uitați cât de fain arată. Asta vedeți și voi, doar atât am desfăcut odată chestia asta, să văd totuși ce e înăuntru. Arată super mișto. Adică mă și gândeam că și după ce o să-l desfac, ăsta nu o să-l arunc, sau să-l păstrez, să mai, nu știu, vreau să cropesc ceva din el, vreau să mă gândesc la o chestie. Adică nu e de aruncat, e prea mișto. Cartonul se poate refolosi. Hai să vă încep cu chestiile practice. În momentul ăsta sunt foarte multe calendare advent pe piață, nu o să vă spun acum spanac. Ideea este că în momentul ăsta mi-aș mai dori un advent calendar fie de la Clinic. Din păcate chiar le-am dat un mesaj pe pagina lor de Instagram și nu-l aduc în România. Sau de la Clarins. Astea ar fi advent calendarurile pe care mi le-aș dori cu adevărat la modul că le-aș folosi. Nu mai sunt de acord cu risipa. Iar deloc, adică chiar. Și o să vedeți. Adică deja demonstrez chestia asta de ceva vreme. Și The Body Shop are trei versiuni de advent calendare. Unul la 425 de lei. Acesta pe care l-am eu nu este 625 de lei. Și mai este unul și mai mare, 875 de lei. Acum, este drept. Sunt valori mari, mai ales în această perioadă. Ideea este că hai să o luăm așa. Să zicem că încă aveți venituri constante și oricum, acum anul ăsta, nu o să mai puteți plecați nicăieri de Crăciun, decât cel mult pe aproape. Nu mai cred că e momentul, cred că trebuie să scăpăm o dată de ideea celor mese ultra copioase, nu știu ce, dar cele cadouri făcute doar ca să zicem că am făcut un cadou, ar fi interesant să ne luăm ceva cu care să și simțim că contribuim un pic la lucrurile din jurul nostru. Ăsta este feeling-ul pe care îl am eu de ceva mai multă vreme și pe care și eu l-am pus târziu în practică, pentru că pe toți ne ia valul ăsta când vedem că sunt atâtea lucruri. Iar când știu că The Body Shop face atâtea lucruri, nu neapărat de astea, vai, am salvat nu știu câți delfini, nu știu ce, în primul rând finanțează comunități de producători mici și îi plătesc la timp. Adică acel comerț etic, de exemplu, dacă trebuie să iau, nu știu, uleiul de untul de shea, da? Trebuie să-l iau de undeva, prefer să-l iau de la o comunitate mică din Africa, unde știu că sunt niște mămici singure, acolo, care își cresc copiii și îi ajut și pe ei să meargă la școală și mai departe, decât să cumpăr untul de shea de la nu știu ce mare producător industrial. De-aia poate că produsele astea sunt un pic mai scumpe, dar practic voi prin ce plătiți aici, o parte din banii aia ajunge, adică e o cofinanțare de asta dacă vreți
onestă către cei care muncesc și fac lucruri bune. Adică nu doar să finanțăm niște mari coloși industriali. Bineînțeles că The Body Shop a ajuns un brand mare, însă ține încă legătura cu acești mici producători de ingrediente și asta este foarte ca lumea. Că eu știu că undeva din calendarul ăsta, măcar câțiva lei ajunge la o mamă dintr-o țară africană care din banii ăia va avea resurse să-și ducă copilul la școală, să ia un tricou, să ia un caiet, să-și ia un pachet de tampoane sau, de ce nu, să-și ia și ia un săpun. Știi, cam despre asta este vorba. M-a ținut cam mult de vorba, nu? Mă vedeți, nu sunt așa în cea mai bună forma mea, dar pentru mine YouTube-ul este și un fel de terapie, așa că și dacă nu să vă uitați foarte mult, dacă să ziceți că e plictisitor, eu tot fac clipul ăsta. Am să urc chestia asta aici. O să o vedem. Pac. Da. Pe site, dacă o să vă uitați, la fiecare advent calendar găsiți deja ce conține, da? Adică nu e ca și cum îl iei și nu știi ce e înăuntru. Absolut, la fiecare... Așa. Deci asta este vreo 600 și ceva de lei chestia asta. Aici eu cât vă costa înainte să faceți o masă de aia copioasă sau o zi la o cabană la munte sau undeva, dacă vă duceați, să zicem. Da. Hai să începem cu 1. Deci asta e ideea, toate cutiuțele sunt numerotate în funcție de zi. Asta, de exemplu, ar fi cutiuța pe care ar trebui să o deschid pe 1 decembrie. Nu este chiar spoiler ce fac eu acum, adică... cred că dacă o să le vedeți, o să vă lămuriți și mai bine despre ce este vorba, că practic ăsta este și scopul meu, este ca voi să cumpărați în deplină cunoștință de cauză. Pentru că și eu aș vrea același lucru. Și eu mă uit la alte advent calendare. Chiar uite, zilele trecute mă uitam la Ana Pescrevei din Franța. A făcut unboxing la un advent de la Sephora. Și da, e foarte mișto. E o valoare bună pentru banii care dai, dar pentru persoanele care mai degrabă se machiază. Eu, nemai fiind așa cu machiajul, nu pot să spun că mă tentați. Mă tentează unul din advent calendarele de la Sephora. Bun, primul lucru este o mini cremă cu coconut. Cred că despre cremă de mâini nu mai trebuie să vă spun eu acum cât de hand cream și chiar o să mă dau cu ea pentru că am spălat niște vase înainte să încep acest clip. Nu știu dacă vorbesc destul de tare, vorbesc destul de încet, nu știu, un pic departe așa de partea asta de social media mai teatrală, ca să spun așa, fiind. Foarte drăguț. Și uite încă o chestie mișto. Să zicem că tu ai luat ăsta, da? Și ai o grămadă de... Nu, ai o familie numeroasă, știi? Adică ești, nu știu, ori stai împreună cu părinții, ori ești o mamă care are două fete, băiat, nu știu, sau stai în același cartier cu verișoara ta cea mai bună sau nu știu ce. Ele vin și ele la rândul lor în cutiuță, deci tu poți să le pui, să le faci apoi cadou și lor. Deci mi se pare o chestie foarte mișto, pentru că sunt convinsă că o să fie mulți dintre voi care o să facă acele mese cu adevărat în familie, acele mese cu adevărat de Crăciun, unde nu facem doar show de ce friteză ne-am mai cumpărat și de cât de mare e porcul și nu știu ce, unde pur și simplu ne întâlnim cu oameni în familie. Eu așa rețin mesele de Crăciun, în special la bunicii mei. Nu se făcea show, nu, vai, ce farfurie am eu, vai, ce rochie mi-am mai cumpărat, vai, nu știu ce. Făceam pur și simplu să ne simțim bine, eram relaxați, copiii stăteau pe jos, noi stăteam pe mese, ne jucam, părinții la fel stăteau relaxați, la sfârșit mama și bunica se duceau și spălau farfuriile, cam despre asta era vorba. Nu era nimic, eram pur și simplu, eram toți. Cred că ăsta este adevăratul Crăciun, din punctul meu de vedere, acum fiecare e cu ale lui. Și zice aici, millions of people all over the world are homeless. Help those in need by volunteering at your local shelter this Christmas. Practic, pe fiecare cutiuță ți se dau niște sfaturi despre ce ai putea să faci. Și aici se spune dacă poți să te oferi voluntar să ajuți aceste adăposturi pentru oamenii străzi, să zicem. Dacă nu e asta, cu siguranță, nu știu, dacă trăiți într-un oraș mare, eu vă spun cazul meu, la ghiena noastră de gunoi,
vin oamenii care trăiesc prin canale și așa. Ei deja s-au obișnuit că noi la ghen avem așa ca o bucată de ciment undeva și toată lumea lasă acolo sus cutii de carton cu haine sau cu lucruri care nu sunt atât de nașpa. Gen, nu știu, am mâncat, mi-a luat o cutie de biscuiți care mie parcă nu-mi plac atât de mult, știi? Și atunci o închid frumos la apoi, o pun într-o sacoșă și o las acolo sus. Ei, oamenii ăia știu că găsesc lucruri la oră. Fac asta de foarte multă vreme, cel puțin cu haine și vreau să zic, chiar m-am amuzat odată pentru că am văzut trecând pe aici, pe trotuar, unul din acești homeless care trăiesc prin canale cu o haină de-a mea. Era evident a mea și m-am bucurat foarte mult pentru că zic, uite, haina mea a ajuns la cineva. Mie nu mai îmi plăcea, nu mai stătea bine și am pus-o acolo. Deci puteți să faceți ceva de genul ăsta. 2. Sau sigur toți aveți o rudă mai care în momentul ăsta poate a fost lovită de criza financiară, de nu știu ce, și a pierdut locul de muncă, puteți să ajutați. Nu? Deci, decât să-i faci neapărat un cadou, uite, poți să iei de aici ceva sau dacă ai făcut o prăjitură, o tavă de prăjitură, tai jumătate din ea și îi dai și persoanei respective. Oricine se va bucura de jumătate de tavă de așa. Ideea este că atunci când faci un cadou unei persoane care nu este foarte ok financiar, fă-o în așa fel încât să nu se simtă datoare, să nu se simtă marginalizată și privită de sus. Nu. Niciodată nu știi ce ți-aduce viața. Și faptul că o persoană nu are bani nu înseamnă că ți este inferioară. Este pur și simplu un efect al unei civilizații care a luat-o razna. Vitamina C. Glow Sheet Mask. Wow. Chiar uite, nu încercasem masca asta și mă bucur de ea. Ia-ți de mai aici ce nu se mai spune. Don't buy a tree. Do good for the planet and decorate your favorite house plants. Da, exact. Nici eu nu sunt de acord cu acei brazi pe care să îi tai. Până la urmă, un braz de Crăciun. Până, uite, o să am chestia asta desenată. Și exact asta vreau să spun, că ăsta o să-mi țină loc și de brad de Crăciun. Pun cutia asta undeva pe masă și o să mă simt ca și cum aș avea brad de Crăciun. Acum, în momentele astea, chiar mai nevoie. Asta e 2 decembrie. 3. 3. Nu se vede mai aici ce este. Aici zice, put a little gift back into this box. Now give it to someone else. O să citesc în franceză. Depozez un petit cadou dans cette boîte. Maintenant, offre-le à quelqu'un de genial. Asta e o cutie gen să iei ceva de aici din cutie și să pui deoparte pentru cineva și să-i faci cadou. Uite, ar putea fi chestia asta sau pur și simplu să o dai la o parte și să pui altceva aici sau să iei 2-3 produse de aici și să le pui și această cutiuță efectiv să o faci, să o faci cuiva cadou. Pentru că exact așa cum am zis, dar din dar se face rai. Bun. Am ajuns la 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, vede cu cineva 4, uite, vezi dacă n-am venit Mihai să mă ajute, 4, uite aici. Dar e foarte interesant că eu încerc, știi, să le dau jos, fără să le dărâm. Să vedem acum dacă nu se cadă cutia asta pe mine. Au făcut deja 18 minute, zice. Le nombre de femmes sans abri est encore plus élevé. Numărul femeilor fără adăpost este încă mult mai crescut decât ceea ce raportează statisticile, așa e. Spargeți acest circuit astăzi, informați serviciile locale dacă există o femeie fără adăpost pe care o pot ajuta. Asta la noi în România nu știu cât de bine funcționează, pentru că sunt puține adăposturi, că la noi se fac, iertați-mă, dar se fac catedrale. Da? Eu acea catedrală, da, ok, o făceam catedrală, uite, asta este o pilă de unghii. În acea catedrală a și făcut un mare adăpost pentru aceste persoane defavorizate, pentru că este o clădire uriașă, este o clădire solidă, unde se poate crea o secție de spital, se poate crea o secție de naștere, de exemplu, se poate crea o secție de pediatrie și se poate crea și o zonă de adăpostire așa. Eu asta am văzut și în Franța, asta am văzut și în New York, asta am văzut așa, pe lângă biserici, locuri unde scria mare și clar aici. De exemplu, n-am solicitat în New York, please come here, take a shower. Și era pentru oamenii străzi, pentru oamenii foarte amărâți, chiar și pentru oameni care nu mai reușeau să-și plătească facturile la
apă și care nu mai puteau să facă un duș acasă și biserica avea lângă asta o zonă de dușuri unde mergeai și puteai să faci un duș. Da? Bun, ce am făcut aici? A, cred că mai trebuie să iau trei. Eu cred că de trei am uitat. Hai să văd dacă nu l-am aici. Pa, 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 pa. Nu, cred că nu mai este. A, nu, nu mai este. 4, 5. Acum trebuie să mă duc la 5. Aici e ceva micuț, pare. Oh, ceva micuț, dar drăguț. Coconut lip butter. Băi, asta pe asta chiar am să-l folosesc acum. Pentru că chiar mi s-au uscat buzele vorbind cu voi și văd că între timp s-au făcut și 20 minute. Cât mă dau eu pasamă de buze, restartez. M-am dat cu el. Deci asta pun deoparte aici, că deja mi-am băgat degetele în el. Ăsta este al meu. Mergem așa. Și hai să vedem ce scrie pe această cutiuță. Zice... Nu puneți decorațiuni de Crăciun. Ah, pardon, nu cumpărați decorațiuni de Crăciun. Fabricați bibelouri originale și minunate de agățat în pomul de Crăciun. Mi se pare foarte logic. Atâta cumpărăm, atâta beteală și atâtea nebunii. Mai degrabă poți să le faci tu prin ce ai pe acasă și în felul ăsta mai economisești și parte financiară și nu mai facem nici atâta poluare. Ups, ăsta este un gel de duș cu mango, format travel size. Nu mai trebuie să vă spun că gelurile de duș de la The Body Shop fac diferența. Vreau să zâmbesc, credeți-mă, nu prea mi iese astăzi. Și știu, pentru că am foarte mult respect pentru voi, dar primul dată am respect pentru mine, mi-e foarte greu să zâmbesc în zilele astea, dar știu că cineva înțelege, cineva nu. Spune așa, dați unui om fără adăpost mai mult decât bani. Dați-i un zâmbet și o băutură caldă de asemenea. Da, exact ce v-am zis mai înainte. Încercați să... Nu doar, uite, ți-am dat bani, pa. Înțelegeți? Că și când dai lucrul ăla, îi mulțumești, îi, nu știu, îi spui ceva, îi, faptul că el a ajuns acolo, trebuie să te gândești că 0,00 așa este și din cauza ta. Știu că sună cinic, dar așa e. Societatea asta s-a dezvoltat atât de excesiv, atât de aiurea, încât s-a polarizat foarte mult. Adică avem oameni foarte bogați și oameni foarte săraci. Nu spun în niciun caz să fim egali, nu sunt de acord deloc cu chestia asta, dar bălăriile astea cu egalitate de șanse și nu știu ce nu există atât timp cât există atâtea mișcări la nivel economic și special macroeconomic, dar și microeconomic, de-astea, trafic de influență și nu știu ce, adică oameni care reușesc mult mai repede față de ceilalți și nu neapărat prin muncă cinstită, vă spun eu, care am ajuns la 43 de ani și vă spun că din muncă cinstită nu faci foarte mulți bani, de adevăr, ajungi la un nivel decent. A, poți ajunge la un nivel foarte mare doar dacă ești genial, da? Dacă ești un om de afaceri extraordinar, un geniu, îți vine o idee, nu știu, ai inventat nu știu ce sau... Da, atât. Dar efectiv așa dintr-o muncă, te duci într-o companie de asta mare și muncești și nu știu ce și ești serios și ești cinstit și ești dedicat, nu prea. Foarte rare sunt cazurile. Foarte, foarte rare. Majoritatea cedează psihic sau sunt dați la o parte de colegi, de persoane mult mai venale, cum le spun eu, care știu să dea din coate, care știu să pupe fundulețe și așa mai departe. Nu-mi cereți să fiu diplomată, eu oricum nu sunt, dar acum cu atât mai mult. Cred că asta este una dintre marile lecții pe care le-am luat eu de la părinții mei. Nu știu să mint. Bun. Ia să vedem. 7 ce aici. Vă zic sincer, eu dacă zic și o minciunică de asta mai mică, nu știu, o bălărică, o așa, pe mine mă doare stomacul, vă spun sincer. Adică nu-mi doare stomacul, am o stare de... Ideea. Nu știu. Ce asta? Banana. Oh. Păi, am avut ceva cu banană, șampun, dar l-am dat cuiva. Șampun. L-am mai primit odată de la cei de la The Body Shop. Ce zice aici? Un pull de Noël en plus, ou de vêtements chauds, donnez-les en sans-abri. Da, dacă ai prea multe haine,
dați-le unui centru de ajutor. Prin București, uite, mai sunt niște containere unde am văzut că se pot lăsa haine, dar să știți că eu v-am zis, eu mi-am găsit soluția de câțiva ani. Deci am la Ghenă un spațiu special unde se lasă, numai eu las sacoșe cu haine, sacoșe cu jucării, cu cărți chiar, și acești oameni mai nepăstuiți știu deja, vin acolo și le iau. Foarte bun și ăsta. Dar nu mai țin minte, uite, nu mai țin de cu i-am dat șamponul banan ăsta. Ce număr era? Ăsta era numărul 7. Uite și ăsta așa, știi? Ăsta cred că poate a venit să... Apropo, dacă persoana care i-am făcut cadou șamponul cu bananul și aduce aminte, să-mi spună că poate trebuie să-i fac chiar cadou. Nu mai țin minte, cui. Am făcut. Ăsta era 7, 8, 8, 8. Unde ești 8-ul? 8-ul. Ce mișto, uite că le iei așa și nici nu cad. E făcut cu cap. Aici zice, aveți grijă de voi în această perioadă, uitați-vă la un film de Crăciun preferat împreună, da? Sunt bune momentele astea. Ce e aici? The Body Shop Himalaya Charcoal Purifying Glow Mask. Ah, este o mască, o mini mască cu cărbune. Ia, uite-o. Foarte drăguț acest mini. Nu știu de ce, dar mie mi se pare că deja încă am depășit valoarea care era de 600 de lei. Sau poate... Nu chiar, dar asta ca să gândim un pic așa și practic. Asta era 9, nu? 8, pardon, 8. Acum trebuie să sunt la 9. Deja s-a făcut o valoare... Nu, n-am depășit 600 de lei, dar la vreo 300 de lei tot am ajuns. 9, unde-i 9? 9. Hai, vedeți? A, uite-l pe 9. Uite-l pe 9 aici. Asta bine cu tine în picioare. Deci o să stea bine de pom asta. Discute avec un sans abri aujourd'hui, rendez cette magie elle pour tout le monde. Să schimb câteva vorbe cu un om fără adăpost. Cred că înțeleg un pic de ce vorbesc ei, de toate aceste chestii fără adăpost, pentru că, din păcate, criza economică care va veni acum după această pandemie și așa, deja afectează foarte mulți oameni și nu neapărat că rămân fără adăpost, rămân fără resurse, rămân fără bani. E foarte nasol. Și aici este o cremă tot de mâini, hand cream, cu shea. Unt de shea. Ia să vedem, nu știu de ce nu focalizează acum. A, lucea. Așa arată. Bun. Să pun și pe asta aici înapoi în cutiuță. O să văd unde mai le bag. Asta era numărul 10. Aici, uite, pe 10. 10 arată parcă ar fi o cutie de lapte reciclabilă. Așa arată. Zice, accesul la produsele pentru menstruație este adesea limitat pentru femeile fără adăpost. Dați tot ce puteți unei asociații locale de genul ăsta. Da, eu fac deja asta de foarte multă vreme. Mai aveam persoane în anturaj cu posibilități materiale mai reduse și să știți că de gen feminin și de câte ori mă duceam și mă duc acum și cumpăr tampoane, sunt obișnuită să iau mai multe ca să mai dau și altcuiva. E o chestie, pentru că știu ce înseamnă pentru o femeie chestia asta, și aici am un gel de duș cu pink strawberry, chestia asta, da, uite, este ceva cu roz. Pentru o femeie e foarte important să-și permită igiena ei intimă și personală, oricât ar fi de amărâtă și de modestă și de așa îți dă putere chestia asta, să știi că poți să te îngrijești. Asta a fost 10, 11. Uite pe 11 pe aici. Ia să vedem să nu pice asta pe mine. Cred că o să iasă clipul ăsta lung și vorbesc. Încep cu 11. Aici spune... Să faci ceva Secret Santa cu vecinii. Da, acum depinde. În perioada asta e un pic mai delicat. Și asta este o chestie de baie. E mișto, e chestia asta. Acum depinde cât de bine te înțelegi cu vecinii, cât de bine te cunoști. Că până la te înțelege trebuie să te cunoști cu oamenii și trebuie să te accepte în anturajul lor. Asta cred că o să dărâme acum. Ia spune. Se vor dărâma. Se vor dărâma. Cred că am să iau cutia acum și am să o pun aici. Opa.
să le iau așa. Aici e un soldățel. Un soldățel la număr 12. Oricum a zis destul de mult. Ia. Yes! Ce mă bucur de asta. Este demachiantul pentru ochi, în fine, cu mușețel. Mamă, pe asta chiar mi-l doream. Ăsta e cadoul meu. Ăsta e cadoul meu. Zice să pui, mete în cadou, puneți un cadou sub Crăciun, sub Crăciunul unei asociații locale pentru oamenii fără adăpost. Da, din nou. Asta e la noi, vedeți, nu sunt foarte bine organizate toate lucrurile astea. Uneori nici nu știi cui să donezi, cum să donezi. Apropo, hai să mă revigorez un pic cu ce mă revigorez. Un parfum cumpărat recent de la cei de la The Body Shop, în gama British Rose. Wow! A fost 12, 13. Și cred că încep să mă și încălzesc. A, nu pot să cred, nu pot să cred. Care este tradiția ta de Crăciun? Împărtășești-o with a beastie cu un prieten, în fine. Este crema cu vitamina E. Ce mă bucur de asta. Iar mă bucur, pentru că gama cu vitamina E v-am arătat-o un pic mai înainte. Îmi place tare mult. Asta cât a fost? 13, deci 13 cu noroc. 14. 14 este cu mașinuța, o fi ceva pentru fiul meu. El e cu mașinuțele. Hai mă! Ia. Pam, pam. Trebuia să filmez clipul acesta cu el, dar alea ți s-a făcut. Iar despre femeile fără adăpost, sunt foarte multe mesaje aici pentru chestia asta, pentru oamenii fără adăpost și îmi place că se insiste pentru femeile fără adăpost. Asta este o mască. Nu știu ce mi-a venit să o deschid. Ai, masca cu cafea. Vai, dimineața o am la baie. Asta am la baie și este incredibil de mișto. Eu luasem acum că mă gândeam că dacă o să mă mișc eu prea repede, nu știu ce, cu ăsta și o să mai am timp să vă arăt și măștile, dar acum tare, tare mult îmi place această mască cu cânepă. Uite cât mai am din ea. Mă scuzați dacă o să fie cam... Ia. Atâta mai am din ea. Mai mult de jumătate folosită, îmi place tare mult, iar aia din cafea e tot la fel. Așa, și dacă tot sunt aici, să vă arăt ce m-am adus de la baie. Aceste bat blenduri, despre care știți că vi le-am arătat la un moment dat într-un clip, băi, sunt foarte mișto. De ce? Pentru că imită... este bat blend. Imită ideea de băi cum făceau pe vremuri persoanele din alta societate, adică știți, băile în lapte, da? Băile în lapte, așa făceau reginele, contesele, așa, și fiind cu extracte de fructe, adică această idee de smoothie de fructe care este foarte sănătoasă pentru tine, combinată cu ideea de lapte în cadă. E o chestie așa mai sofisticată, dar mai naturală, pentru că mie, nu știu, ideea de spumă în cadă mi se pare un pic exagerată, pentru că de ce îmi trebuie atâta spumă, doar nu sunt atât de murdară încât să trebuiască să am atâta spumă, știi? Că vreau ceva așa friendly, plăcut, bun. De aia, apropo, astea sunt și produse foarte mișto. Pam, pam, următorul, 15. Pam, și asta pentru este un banana conditioner. Ei, ăsta e semn dacă am și șampon acum. Și banana chiar trebuie să le folosesc. Băi, fetelor, și acum really, fetelor și băieților, am sărit de, cred că am sărit de valoarea lui de 625 de lei. Acum chiar am sărit. Mă trebuie să mă mișc eu foarte repede. 16, încă nu mai am spațiu pe cameră. 16 este un unt de corp cu căpșuni. Nu cumpărați hârtie pentru cadouri, reciclați ce aveți în casă. Da, chiar și cu ziare. Ziare, după aia legați așa cu o panglică sau chiar și cu o sfoară. Așa arată foarte vintage. Pai, zic. Am ce-am făcut aici. 17. Ce am aici? Have a cracking Christmas. Dau niște apă, cred că. Nu mai.
Oh, și un ruj, gata, s-a dus de mult valoarea de 600 și... Și un ruj, 18. Nu, valoarea în mod evident, să știți că așa sunt toate advent calendarele, advent calendarele, adică valoarea sare. Oh, vitamina E, masca. Bun, mamă ce aici, mamă ce aici, nu mai știu cum. Aici. Asta este numărul 18. 19. Cățelușul. Oare fi pentru Max chestia asta sau pentru Panda? Acum. Asta este un... A, nu vine să cred. Gelul de duș cu British Rose, din care recent am cumpărat, așa că ăsta e o dublură. Ăsta clar. Ori va merge cadou, ori ar putea să meargă la mama, pentru că noi avem gusturi comune. Adică ăsta. Gelul de duș care seamănă cu acest parfum, care îmi place mie. Foarte, foarte mult. Asta cât a fost? 19. Vine Crăciunul. 20. O chestie așa mai finuță, să zicem. Da, un alt balsam de buze. Uitați. Ce simpatic e și asta. Ce scrie aici? Sign of social media for the next 24 hours and spend the day with friends and family. I absolutely agree. Voi știți că eu am luat o pauză de câteva zile fără acces la social media, doar interveneam, m-am încălzit deja pe conturile clienților mei, pentru că totuși acolo am un contract și, da, dar îmi luasem la revedere de la canalele mele de social media. 21. Ia să le mai știu pe aia. Încerc să mișc repede, pentru că îmi se termină spațiul pe cameră. Un iar altă sare de baie. Iar un mesaj dedicat femeilor fără adăpost. Asta îmi place. Fiecare cutie îți aduce aminte de fapt ce este Crăciunul. Gata, am reușit să descarc o parte și am mai eliberat puțin camera și între timp cred că m-am mai și... Că nu știu, intrasem așa într-o pasă cu asta. A venit și Max. Max, vrei să vii la mami în brațe? Hai să le spun rapid de cum vii la mami în brațe. Nu, partea asta. Hai, 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 Max. Max, hai. Vii la mami în brațe? Ia mami în brațe? Hai! 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 Așa! Deci vă prezentăm cățelușul care se urcă în brațe. Da. Oh. Bun. La ce număr rămăsese, bă, Maxi, dacă tu ți-aduci aminte? Cred că pe la 21, vă mergea. Ăsta e 22. Cred că la 22 rămăsesem. Ia să vedem. Ce e 22? Cer scuze, dar ăsta e greuț. Vai, ia uite, Max, ce avem aici. Am exact Gentle Facial Wash, stai, nu mă spăla pe bot. Netoaia. Da, foarte mișto și ăsta. Suntem pe ăsta. Ce scrie? Scrie Cuisine avec un ami. Să facem bucătărie cu... Să gătim cu o prietenă. Apportez ensuite vos douceurs à votre association locale qui aide les sans-abri. Da, Max este foarte curios de că vede acolo semn. Să gătim împreună, Max. Ce zici? Gătim împreună, Max? Nu cu Panda, îmi cer scuze, ai zis cu o prietenă, tu ești prietenă. O scuze. Eu mă și bălângă, că n-are loc foarte mult la mine în brațe. Instanță. Bă, dacă pot să mișc un pic, să vedeți săracul cât stă de chinuit, de fapt. Că eu n-am spațiu prea mare, așa, pe care să stea. Dar el se agață, așa, știi? Chiar mă gândeam, nu l-am purtat pe fiul meu un sling de ala, dar cred că o să iau lui, nu? Îți iau ție, mă, că tot rup spatele. 23. Ce avem noi aici? Să dăm așa mai spate și să vezi tu că tu ești bea frumos, mă, tu ești bea frumos. Și vesel, eu am stat aici tot clipul ăsta, am stat supărată și îmbufnată, dar nu, sunt așa, sunt și obosită. A, uite, asta e o panglică. Vedeți ce zice aici? Stuff this onto someone's stocking or keep for yourself. Să pun asta, să pun acest lucru în cadou pentru cineva sau chiar să o păstrez pentru mine însă. Cred că am să o păstrez pentru mine însă și ia să vedem. Ia să vedem. Dacă mă aranjez eu acum cu ea. Asta o să fie bună când fac eu clipurile alea cu skincare-ul și așa, o să fie foarte bună pentru chestia asta, deci asta chiar o păstrez, deci mă folosesc instrucțiunile. Și cred că mai am 24, ups! Ia uitați ce face Max! Se joacă!
Aide bénévolement la soupe populaire de notre quartier se prépare. Deci la noi nu se mai fac chestiile astea. Da, să faci o masă așa pentru comunitate, să spunem. Asta este o mască, balance sheet mask, a mask tissu reechilibrant, cu mineral, nu știu ce, pentru oily and combination skin. Asta cred că o să merg într-un concurs, că eu n-am oily and combination skin, o să o păstrez pentru, sau o să o păstrez pentru cineva cu ten gras. Pentru că ce am observat este că marea majoritate a consumatoarelor de cosmetici au tenul gras, combinat, exces de sebum, așa, ceea ce eu nu am nici acum, uite, într-o perioadă în care am fost destul de stresată, dar vreau să vă zic că chiar dacă am fost stresată, m-am ținut și de mama și ne-am ținut amândouă să ne dăm cu cremă, să avem grijă de noi, să ne dăm cu un parfum, să ne, știi, să nu ne lăsăm așa ca niște... Și asta e, cred că ultimul, da. E pe 25, deci sunt 25. Cred că la începutul clipului am zis eu că sunt doar 24. Zice, dacă aveți un vecin care își petrece ziua singur, urați-i Crăciun fericit. Uite, nu știu de chestia asta. Ce mișto. Asta cred că am dat-o cuiva. Am mai avut-o și am dat-o cuiva. Este Milk and Honey. Da. Untul de corp cu lapte și miere. Să vedem, poate tot așa o să mai dau cuiva, dar sincer, tare vreau să-l păstrez. Bun, asta a fost advent calendarul. Fetelor, mi se pare, fetelor și băieților, da, uitați, cutia a rămas. Cutia asta o să fie, asta cred că o să fie într-adevăr bradul nostru pe masă. Deci, sincer, nu mai fac niciun așa, nici noi și în anii trecuți am un brăduț mic artificial pe care l-am de niște ani. Nu ne place fanfaronada asta și eu n-am fost ceată cu chestiile astea și întotdeauna lumea mă considera antisocială și ciudată, dar nu-mi place. Înțelegeți voi ce spun? Da, e frumos. Deci dacă aș avea o curte mare și aș avea un brad, bradul aș împodobi acolo în curte, dar nu știu să-l tai, să... Și mai trebuie să fac ceva. Opa! Max! Mamă, Max, te-ai cam îngrășat. Tot cei de la The Body Shop, și salut cu care asta pe Alina, și de fapt toate fetele din magazinele The Body Shop, nu știu dacă voi ați observat, dar eu de-a lungul anilor gândiți-vă că eu sunt clientă The Body Shop, rog frumos, din facultatea anul 4, când s-a deschis primul magazin, cred că The Body Shop în România, în Mall București Vitan, rog frumos să calculați, aveam 22 de ani și astăzi am 43, rog frumos să calculați de cât timp sunt eu clientă The Body Shop. Și mereu vânzătoarele alea erau drăguțe. Adică chiar dacă produsele erau scumpe și nu îmi permiteam să le cumpăr, puteam să merg, să pun una pe testere. Nimeni nu se uita la mine, cum se uitau, de exemplu, în parfumeriile astea mai cufițe și așa, care începuseră să apar prin București și lumea se uita puțin ciudat la tine. Așa că, să știți că tot personalul de la The Body Shop se pare foarte drăguț și foarte amabil. Și am aici noua gamă cu CBD. Ăsta l-am luat de la baie pentru că deja am folosit masca cu CBD oil. Ăsta este Soothing Oil Balm, care vreau să zic m-am spălat aseară și a fost super, super, îmi place foarte mult. Aici uleiul, astăzi m-am dat cu ulei pe mâini pentru că voiam ceva și hidratant, dar și ușor tratant. Da, mă, Max, mă, hai să ne mai pupăm. Așa, și replenishing moisturizing. Nu-l las în UV pentru că el umblă pe afară totuși cu gura prin foarte multe chestii și n-am de unde să știu ce iau. Este adevărat, el este tratat tot ce trebuie, își ia toate medicamentele și toate chestiile ca să nu ne afecteze pe noi, dar n-am încă să mai des. Deci este gama cu CBD. CBD oil este un nou trend acum foarte puternic în cosmetică, dar numai în cosmetică. Apropo, și în îngrijirea alternativă, știu că prin Statele Unite sunt parcă vreo 2 sau 3 state în care este permis consumul de cannabis și se folosește inclusiv în centrele de îngrijire ale oamenilor cu boli în faze foarte urâte, gen, uite cum e cancerul, că tot sunt deja la a treia persoană în vârstă din familia mea care se doborâtă de chestia asta. Da, e o realitate, din păcate nu avem ce să facem la unii, nimic de zis, se scapă. Medicina în ziua de astăzi a reușit și numai medicina, sunt oameni care reușesc să ducă chestia asta. În America, de exemplu,
Acest cannabis este folosit în scop medical cu rezultate foarte bune pe boli de astea foarte nașpa. Da? Tu știi. Și mai nou, el este folosit și ca ingredient în produsele cosmetice cu foarte multe proprietăți de regenerare, antioxidante și așa că vreau să vă zic că mă bucur foarte mult de toate astea. Uf! Concluzie. The Body Shop este o companie care pentru mine înseamnă foarte multe lucruri. N-am să o niciodată, prima mea sacoșă adusă din state pe care scria If you think education is expensive, try ignorance. Dacă crezi că educația este scumpă, încearcă ignoranța, încearcă lipsa educației. Și vedem astăzi, trăim pe viu o istorie în care educația s-a dus în jos de câțiva ani. Enrich, not exploit, adică ajută oamenii să își crească veniturile, nu exploata, și cruelty free. Și nu fă teste pe animale, dar nu asta. Respectă animalele pentru ceea ce sunt ele, da? Tu ce zici? Panda, să știți că doarme, ei oricum au teritoriile foarte bine delimitate. Panda este într-adevăr o femelă care știe foarte bine să-și delimiteze spațiu, iar el o respectă. Să știți că el o respectă. Da. Și vouă, ce să vă spun, cheltuiți cu atenție în această perioadă, pentru că nu e un secret că va urma și o perioadă de cădere financiară. Cântăriți-vă foarte bine resursele și faceți lucrurile normale și pe care vi le doriți din tot sufletul, dar cu un ochi spre viitor, știi? Că vor veni facturi în ianuarie, în februarie, pe care va trebui să le plătim toți și trebuie să fim conștienți că nu e suficient doar să-ți plătești lucrurile, dar și cei din jur, să zic așa, adică și de unde cumpărați? Fiți acum mai consumatori, mai avizați, adică gândește-te, ok, eu dau banii acolo, dar compania aia ce face mai departe, știi? Cum își tratează angajații, cum își tratează clienții și așa mai departe. Iar eu și cu Max, cel puțin eu vă promit că o să fiu în viitorul clip mai veselă, pentru că va mai fi un clip despre responsabilitate față de mediu, pe altă temă. Și promit că în viitorul clip să fiu ceva mai zâmbitoare. Da? Pentru că Max aici mă zgădilă și mă face să râd. Bun. Și voi să-mi spuneți dacă aveți voi o istorie aparte cu The Body Shop sau dacă este vreun produs anume care vă place la The Body Shop. Multe produse de aici o să meargă și într-un concurs pentru voi.